Asculți Cinebanda lui Alin, un podcast despre filme, cărți, comics și alte subiecte interesante, cu Alin Pleșcan și Georgiana Vlad. Mă urmărești? Nu. Bine. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod Cinebanda lui Alin. Eu sunt Alin Pleșcan. Și eu sunt Georgiana Vlad. Și acesta este podcastul unde găsiți toate informațiile mai mult sau mai puțin relevante despre personajele voastre preferate din ficțiune, SF, că-s chestii diferite, comic books, cărți, mai vorbim pe larg și despre universul Star Wars, Marvel, DC, etc. Tot aici găsiți și recenzii la filme din anii 80, 90, 2000, pe care unii ca mine le-ar considera filme vechi, sugestii de filme la care să vă uitați dacă nu ați făcut-o deja. Vorbim și despre Călătorit, Gătit, It's a Wild One. For all of it. You want it all? Yep. He wants it all. Beautiful. All right, congratulations. So, având în vedere că este un podcast audio only, așa cum ar trebui să fie orice podcast, dacă mă întrebați pe mine, ne puteți asculta oriunde, în mașină, când mergeți la muncă, ne ascultați dacă puteți și în timp ce munciți, dați cu aspiratorul, spălați pe dinți pisica, ce vreți voi. Nu vă captăm decât atenția auditivă și dacă nu sunteți pilot sau mergeți cu bicla printre mașini, nu veți avea niciun disconfort din partea noastră. Ba dimpotrivă, it's actually a good time, nu-i așa, Georgi? Da. Ba, bravo, bun. Este practic pastila voastră de relaxare care se întâmplă o dată sau de două, poate și de trei ori pe lună, depinde de programul meu de muncă, care în ultima vreme este din ce în ce mai plin cu de toate. I'm going to my trailer, I'm going to get a gun, and I'm going to shoot myself for being in your movie. Dar aia, mergem înainte. În episodul de azi, Comic Book Review, am ales să vorbim despre familia noastră preferată, familia, mă rog, cunoscută la un nivel global din perioada preistorică postmodernistă, așa am denumit-o eu, o familie care a marcat generații peste generații și pe unii chiar i-a făcut să înceapă să fumeze Winston. Evident, vorbim despre familia Flintstone. Care iterație mai exact, Georgie? Este vorba de benzile desenate. Corect. Vom vorbi despre romanul grafic, mă rog, acum este colecționat ca un roman grafic, dar a apărut ca 12 numere, da, single issues, The Flintstones, care este o serie de benzi desenate bazată pe serie animată din anii 1960, pentru cei care nu știu, creată de Hanna și Barbera. Seria a fost publicată de DC Comics, cartea despre care vorbim noi acum, ca parte a inițiativei de benzi desenate Hanna-Barbera Beyond. Ce înseamnă asta? Că această serie Hanna-Barbera Beyond republica sub formă de benzi desenate producții din era respectivă, din anii 60, precum familia Jetsons, familia Flintstones, pe care vorbim noi acum, Space Ghost, Coast to Coast. Ce a mai fost? Cred că a fost și Dastardly and Muttley, varianta lui Wacky Races, care se numește Wacky Raceland, ceva de genul. Toate astea sunt variante, toate aceste povești colecționate sunt variantele, sau mai bine zis, esența acelor povești reinterpretate pentru o audiență nouă, pentru tinerii din ziua de astăzi. Seria limitată cu 12 numere, asta familia Flintstone, a fost scrisă de Mark Russell și desenată de Steve Pugh. Primul număr fiind publicat pe 6 iunie 2016, iar al 12-lea și ultimul număr publicat pe 7 iunie 2017. Seria aceasta a primit recenzii pozitive, fiind cea mai de succes carte din această inițiativă Hanna-Barbera Beyond, dar asta nu înseamnă că celelalte cărți nu sunt bune, doar că asta este considerată ca fiind cea mai bună și, mă rog, ăsta este un alt motiv pentru care am ales să discutăm astăzi despre ea. Dar înainte de a vorbi despre asta, pentru că sunt aici cu Georgie, ca de obicei clasic, o să întreb ce mai face ea, ce mai zice, ce s-a mai întâmplat de la ultima noastră înregistrare. Te rog, Georgie. Sunt bine,
Tocmai am venit de la întâlnirea cu o prietenă din copilărie. Cu prietena din copilărie pe care o vezi foarte rar pentru că este mutată în Anglia și este cumva și cea mai bună prietena ta? Da. Așa este, putem spune asta pe post. Da, putem să spunem. Nu se supără nicio prietenă de-a ta. Nu cred. Ok, asta în cazul în care ne ascultă cineva. Ok, în felul ăsta vom afla. Așa, spune-ne mai multe, adică poți să ne mai spui ceva despre prietena ta sau... Că locuiești în Anglia de, cred că, mai mult de 7 ani, a devenit cetățean britanic, a plecat în Anglia după ce a terminat liceul. Și cum s-a acomodat ea acolo? Am înțeles că s-a și căsătorit cu un român? Da. Acolo l-a cunoscut sau l-a cunoscut dinainte? Nu, l-a cunoscut în Anglia. Da? Da. El l-a cunoscut cu ceva timp în urmă când el avea o prietenă, însă cumva timpurile au făcut ca să se revadă după o perioadă de timp și să se și căsătorească. O, ce drăguț, ce poveste romantică. Și ea spune că tot ai văzut că ea și-a mai vorbit. Cum s-a adaptat ea în Anglia? Se pare mișto sau... Da, îi place. Ea, ceea ce e poate un pic surprinzător este faptul că de când era mică ea știa că o să se mute în Anglia. Da? A avut așa o premoniție, da. Și o dorință arzătoare. Ea are o viață destul de interesantă. Noi ne-am cunoscut la grădiniță când ea urma să plece din țară. După, cred că avea 8 ani când a plecat în Finlanda, tatăl ei a fost diplomat și a tot călătorit. Până ne-am revăzut în clasa a doua la școală. Foarte tare. Bravo. Mi se pare foarte mișto că v-ați văzut și presupun că nu contează unde v-ați văzut, ci că efectiv v-ați văzut după atâta vreme. Eu și cu tovarășii mei, cei mai buni prieteni ai mei, sunt toți la o aruncătură de băs pentru mine. Faptul că mă văd cu ei nu e mare brânză, dar pentru tine îmi închipui că a fost un moment destul de drăguț că ai apucat da, să o revezi după atâta vreme. Mi se pare că ultima oară când am văzut-o a fost chiar la nunta ei sau... Ori la nunta ei, ori că am fost eu în Londra în 2019. Nu, și... cred că atunci când ai fost în 2019 ai văzut. Da, cred că atunci când am fost în Londra. Și am fost la Cirque du Soleil împreună, a fost foarte drăguț. Ok, mă bucur că ești bine. În cazul în care te întreb despre existența mea, o să-ți răspund. Da, voiam să știu ce mai faci tu. E ok. Uite, în mare parte nimic, am fost în weekend puțin până la munte, până la Sinaia, la faimoasa Vila BNR, m-am relaxat și eu puțin pe acolo, m-am plimbat, am făcut și un traseu, m-am mai reconectat și am scris acest script pentru familia Flintstone, am scris efectiv din depărtare din munți. Și ce să-ți mai spun așa este că sunt destul de, în ghilimele, nu știu dacă să zic entuziasmat, dar asta așa, un pic mai liniștit pentru că m-am decis și cred că este cea mai bună decizie, după ce am cântărit-o mai mult timp, de a mă vaccina, de a muce să mă vaccine și eu contra COVID-ului săptămâna viitoare și sunt așa curios cum o să fie. Te felicit pentru alegerea făcută. Da, o să având în vedere măsurile care vor fi impuse. Da, după experiența din Italia și presupun mai mult ca sigur că și la noi o să înceapă aceleași sau măsuri de genul, nu mai pot. Am înnebunit să tot dau bani pe testele alea și deja nasul meu pot spune că este violat de fiecare dată când mi-au îndesat chestia aia în nas. Deci asta se poate face și din salivă. Nu și acolo unde merg eu. Am înțeles. Dar nu știu de ce. Poate că se poate, dar poate mie... Poate e mai scump. Și că ăsta e pleșcan, băgați-i nas. În episodul de azi, ca să nu deviem, mai vorbim și pe parcurs, mă gândeam, așa cum revenim la ale noastre, mă gândeam de ceva vreme să vorbesc despre familia Flintstone, dar în același timp nu știam exact despre ce. Acum spun motivul pentru care am ales, ok? Ideea este că eu sunt un mare fan al acestei animații și a filmelor animate și a spin-off-urilor cu Bam Bam și Pebbles când sunt adolescenți. Am fost fan și al filmelor live action când eram mic, acum nu prea mă mai fascinează, adică nu le mai consider la fel de bune. Primul film l-am văzut promovat pe HBO, mă rog, primul film e de fapt un sequel, dar este de fapt povestea care se întâmplă înaintea evenimentelor din primul film. Înțelegi ce zic? Da. Și era filmul ăla cu Alec Baldwin ca Barney și ăla cred că mi se pare cel mai bun Barney din istorie. Adică actorul ăla cumva a fost născut să joace rolul într-un mod. O să te uiți la final dacă vrei la niște scene cu el ca Barney, este perfect.
După ce am văzut trailerul pe HBO, nu știu dacă știi, exista sau nu știu dacă mai există și acum, pe HBO, în spatele platourilor sau emisiunea în spatele platourilor de filmare, cred că așa îi se zice, îți dă un preview pentru ce urmează să apară pe HBO, cu interviuri, cu actorii, cu scene, cu nebunii. Și așa am aflat de acest film, că pe atunci nu exista YouTube și alte cele, încearcă să fii puțin interesată de ceea ce povestesc. Da, sunt. Ok, perfect. Și după aia, mă rog, mintea mi-a fost și mai explodată când am văzut trailerul de la X-Men, filmul, după ce am văzut trailerul de la Familia Flintstone, și am fost foarte încântat, pentru că inițial am fost încântat de Familia Flintstone, că pot să văd și live action, și apoi și cu X-Men, pentru că din câte probabil știe toată lumea, prietenii și cei care mă ascultă, sunt mega fan X-Men, am și un tatuaj pe picior. Știu că ai un tatuaj pe picior. Așa. Ok, m-am gândit că ai mai mult de zis. În regulă, perfect, o să fie un podcast mai scurt. Fără să mai pierdem timpul, o să vă povestesc puțin despre conținutul acestui episod. O să relatez primele 3 numere din romanul grafic, o să vă exemplific așa temele politico-sociale din fiecare număr, da? Pentru că această carte este extrem, extrem de politică și ateistă, dar este foarte bine prezentată, unul dintre cele mai bune romane grafice, dacă nu așa consider eu, pe care am citit. După discuția asta, pe George o așteaptă un mic trivia quiz și dacă nimerește întrebările, am un premiu pentru ea. Nimeni nu știe încă ce e, nici ea, va trebui să ascultați până la final ca să aflați despre ce este vorba și dacă George chiar o să și treacă de quizul meu. Și tot la final avem 2 anunțuri pentru voi care sper din tot sufletul să vă placă, pentru că da, dragi ascultători, mai puțin eu, toți veți avea ceva de câștigat în urma acestui episod. George, presupun că știi cine sunt aceste personaje. Poți să ne spui mai multe despre ei și lumea lor? Adică poți să ne sumarizezi așa ce este familia Flintstone? Familia Flintstone își trăiește viața de zi cu zi prin anii 2500, în epoca de piatră. Dar o epocă de piatră fictivă, adică da. nu este realitate, este cumva o lume modernă, dar într-o perioadă de piatră. Exact. Ei au în casă, ca și, cum să spun eu, aparate, cum este frigiderul, toate electrocasnicele. Da, sunt... animale preistorice. Sunt animale preistorice, exact. Coșul de gunoi, nu numai electrocasnicele, ci și celelalte obiecte. Mi se pare că și desfundatul chiuvetei e făcut de tot exact. Un animal. Exact. Nu te întreb degeaba acest lucru, doar așa ca să mă aflu în treabă. Ultima chestie, poți să ne spui și din cine este formată familia Flintstone? Nu și extra, doar familia Flintstone, esența, corul, efectiv. Da, Fred Flintstone. Ok. Wilma, soția lui Fred. Da. Și Pebbles, fetița lor. Și nu ratezi pe nimeni? Mai este și Dino. Perfect. Care ce este Dino? Dino este animalul lor de companie, un fel de câine. Perfect. E dinozaurul câine. Atenție la vibrații. Așa. Da, foarte bine, foarte bine ai punctat. Nu degeaba te-am pus să le spui ascultătorilor asta. Unul, ca să se mai audă mai mult vocea ta, pentru că este o voce plăcută din feedback-ul primit. Am înțeles că ești destul de în vogă. Și al doilea motiv este... că tot ce ai spus tu acum o să se prezinte în carte și aș vrea ca ascultătorii să aibă așa un fel de fresh start când intrăm în această mini-poveste pe care urmează să o relatez. Iar la final, scopul 1 este de a asculta o poveste interesantă și 2 să vă fac suficient de interesați să luați această carte și dacă sunteți super interesați, să luați și cartea a doua, pentru că sunt 12 numere împărțite în 2 cărți și nu sunt deloc scumpe, sunt în jur de 30 ceva de lei, 40 de lei și sunt chiar ok. Foarte bine, Georgi, intrăm în primul număr, da, ești pregătită? Sigur. Te rog frumos, da. Încearcă să nu adormi, sunt aici. Nu adorm. Extrem de entuziasmat, ca de obicei. Te ascult. Perfect. Numărul 1. Go back to bedrock with the Flintstones. Tonight at 8 on Cartoon Network. Sau issue 1. Titlul este A Clean Slate. Temele principale ale acestui număr sunt arta, destinul și ce înseamnă cu adevărat el și munca.
Povestea începe în prezent, mai exact la un muzeu de istorie, precum Antipa, da? Unde un ghid îl prezintă pe acest om al cavernelor pe nume Lorenzo, ținut la gheață de milenii, pietrificat aș putea spune. Acest ghid povestește turiștilor despre perioada respectivă și că acest om al cavernelor mai mult ca sigur a trăit o viață glorioasă. După analiza specialiștilor, se crede că ar putea să fie chiar liderul unui trib și cum acesta, mai mult ca sigur, a murit în timp ce se lupta cu un animal feroce. După sărim în trecut, da, în orașul Bedrock. Bedrock aici are o dublă însemnătate, în poveste este primul oraș construit de oameni, dar în același timp simbolizează începuturile noastre ca societate modernă. Este un double page spread, știi ce este un double page spread? E atunci când deschizi cartea, sunt două pagini, da. Și este o imagine mare care se începe de o pagină și se continuă pe cealaltă. Un fel de poster. Exact, perfect. În care vezi tot orașul foarte frumos, lucrat de acest artist Steve Pug. Și dacă ne uităm cu atenție, vedem tot felul de versiuni ale localurilor noastre preferate, precum versiunea de la Starbucks, care aici în poveste este Starbricks. Avem și un bar care se numește Homo Erectus, magazinul americanesc Target, care îi zice Tart, în asta de la smoală, și un alt magazin, păsări, sclavi de import și multe altele. Deci, clasic, familia, da. Flintstone. Ok, tranzităm către cariera de piatră, locul unde se muncește, unde se sparg pietre pentru a fi folosite în construirea orașului, unde vedem dinozauri cum sparg pietrele și unde muncește personajul nostru preferat, Fred Flintstone. Este același Fred pe care îl știm, este blând, inimos și visător. Ok, el este chemat în birou de către șeful lui și fondatorul acestui oraș, George Slate. Acesta este motivul pentru care se numește așa a clean slate, este un mic joc de cuvinte, adică a clean slate înseamnă că e un început nou și slate că Mr. Slate și el este cel care declanșează evenimentele în acest număr. Mr. Slate îl roagă pe, sau domnul Slate îl roagă pe Fred să aibă grijă de 3 neandertalieni. Am omis să vă spun că Fred a fost chemat în biroul lui domnului Slate și acolo a început să vorbească despre acești 3 neandertalieni. Mr. Slate îl roagă pe Fred să aibă grijă de acești așa 3 neandertalieni, cum am spus, să le prezinte orașul, să-i acomodeze cu locul și obiceiurile lor, pentru că el dorește să-i angajeze, aceștia având o putere fizică mult mai mare ca locuitorii din Bedrock. Dacă Fred îi convinge să rămână, Slate îi promite printre rânduri că îl va promova și îl va scoate din sectorul de, în ghilimele, spart pietre. Zis și făcut, Fred îi bagă în mașină pe neandertalien și înainte de a ajunge cu ei la prima destinație, îl ia și pe prietenul lui cel mai bun care este și vecin, pe Barney. Da? Barney este la fel, fix așa cum îl știți, nimic diferit la el. Toți cinci se îndreaptă după către ședința săptămânală a veteranilor de război, unde Fred și Barney sunt membri. Aceștia sunt supraviețuitorii războiului din Bedrock, unde au trebuit să se lupte pentru teritoriul unde se află acum orașul, cu un trib ce se numea pur și simplu The Tree People, sau Oamenii Copacilor. Aici, la această adunare, auzim povestea acestor veterani, inclusiv al unuia care suferă de un sindrom post-traumatic disorder și care începe să plângă în timp ce relatează cum acești oameni ai copacilor nu înțelegeau că ei, the Homo sapiens, aveau nevoie de acest pământ și cum nici nu înțelegeau ce înseamnă achiziția de pământ, așa că au trebuit să îi împuște și să le dea foc la copaci, iar la final nu au rămas decât copaci și corpuri arse. Așa cum am spus, sau de fapt n-am spus, o să zic acum, această bandă desenată nu este pentru copii. Deci, repet, nu este pentru copii, este pentru adolescenți 14-15 ani în sus. Bun, la fel cum și primele episoade, familia Flintstone erau pentru copii și să nu uitați cu ocazia asta. Let's take a Winston break. That's it! Winston is the one filter cigarette that delivers flavor 20 times a pack. Winston's got that filter blend. Yeah, Fred. Yeah, buddy, Winston tastes good like a cigarette should.
După această minunată vizită, Fred și Barney îi duc pe neandertalien la un meci de box, unde sunt super încântați, iubesc toți excesul de violență. La finalul meciului, boxerul câștigător îi mulțumește zeului lui, Morp. Acest nume este important down the road. După meci, evident, merg să mănânce ceva și Fred se amuză cum neandertalianul dorește să mănânce bizonul. Bizonul alimenta ventilatorul și Fred era nedumerit de ce ar vrea să mănânce ăsta ventilatorul. După masă, da, ceva ciudat se întâmplă, unul dintre neandertalieni avea un balon și balonul se sparge, iar neandertalienul începe să plângă și Fred, mirat, întreabă, ăsta acum ce naiba mai are? La care îi se răspunde, acum este pentru prima dată când experimentează conceptul de moarte. Deci faptul că i-a murit balonul pentru el a fost prima lui mare tragedie. Este puțin amuzant că asistăm efectiv la prima, în ghilimele, moarte a acestor oameni. După această minunată zi, Fred se întoarce la soția lui Wilma. Wilma îi spune lui Fred că sunt invitați mâine seară la o petrecere la piscina șefului lui Slate. Tot aici, în această scenă, vedem poze cu cei doi de la nuntă și aflăm că ei sunt printre primii oameni căsătoriți religios. Îl vedem pe Fred cum o cumpără, în ghilimele, pe Wilma cu trei boi. Wilma este ușor rușinată și nu îi se pare ok în prezent de ce s-a întâmplat, dar Fred îi spune că o iubește oricum și că ar fi dat toți boii din lume ca să fie cu ea. Foarte frumos. A doua zi, Fred este întrebat de neandertalien la muncă de ce poartă cravată și Fred le spune că a citit el într-o carte că e bine să te îmbraci specific poziții pe care vrei să o ocupi. La care neandertalienul întreabă, ok, și de cât timp porți cravata asta? Iar Fred le răspunde supărat, de 15 ani. Toți muncesc bine mersi și la final, evident, sunt plătiți, pentru că aici, la finalul unei zi de muncă, erau plătiți. Nu erau plătiți cum suntem noi plătiți, pentru că șansele ca ei să moară erau foarte mari și așa că îi plătea zilnic. Fred îi întreabă cum li s-a părut și îi spun, am urât fiecare moment. Ok, spune el, dar uitați că sunteți plătiți pentru asta. Neandertalianul este confuz, nu înțelege ce sunt ăia bani și ce ar trebui să facă cu ei. Fred le răspunde ușor sictirit că nu știu ce vreți voi, în mare cumpărați ce alții au lucrat și au urât fiecare moment să facă lucrul respectiv. Până acum e totul în regulă, poți să-ți imaginezi povestea, n-ai întrebări sau chestii de genul. Nu. Perfect. Tranzităm către petrecerea menționată de Wilma. Aici sunt toți frumoși ieșiți, se distrează în piscină sau jacuzzi, mai bine zis. La un moment dat, Slate îl întreabă pe Fred dacă crede în destin. La care Fred răspunde că nu, că destinul nu există, totul este aleator și că este norocos că a supraviețuit războiului. Slate este de altă părere, că de fapt el, Slate, este sortit măreției, că ce a realizat el cu acest oraș va rămâne veșnic în istorie și că peste milioane de ani lumea își va aduce aminte de mărețul Slate. Este extrem de ironic pentru că lumea în prezent, da, vorbea de unul dintre neandertalieni la muzeu și nu menționau absolut nimic de Slate. Ca să se amuze, da, stând acolo în jacuzzi, Slate îl pune pe unul dintre neandertalieni să omoare un mamut din apropiere și îi spune că dacă face asta, îi dă colierul lui. Colierul pe care l-avea Slate, ok. Îl încurajează cu replici de genul, hai băiete, ăsta este destinul tău. Evident, nu se întâmplă asta, atât neandertalianul cât și mamutul pică în apa înghețată de pe lângă și mor ambii. Deci acum ajungem în full circle cu el în prezent la muzeu. Ăla era neandertalianul la care oamenii se minunau și spuneau că e un lider născut și nu era deloc adevărat. Revenind în povestea noastră din Bedrock, neandertalianii evident refuză să lucreze pentru Slate și alege să plece din Bedrock pe motiv că nu înțeleg de ce ar rămâne aici să facă asta. Slate le dă replică cu, dar aici este confortul și viața pe care o dorește oricine. Ăștia îi spun lui Slate, no offense prietene, dar tot scopul acestei civilizații moderne este să-i faci pe alții să muncească pentru tine și să primești bani cu care nu știi ce să faci. Așa că refuză. Slate este evident nervos și nu-i mai dă nicio promovare lui Fred. Ca să se simtă mai bine, Fred și cu Wilma merg la o gală de artă, unde Wilma avea și ea un tablou expus, dar nu foarte bine poziționat, era pe undeva pe lângă un WC. Tabloul Wilmei, care nu era altceva decât niște mâini pictate pe pânză, este aspru criticat de niște critici snobi, cu replici de genul, ok scumpete, înțelegem că este retro, altceva mai știi să faci? Ea când aude asta începe să plângă.
Will mai povestește lui Fred că ea făcea parte dintr-un trib care iarna o luau la pas spre sud să scape de frig și mereu se opreau într-o peștere să își lase amprenta, ca la o adică dacă cineva o să se piardă, mereu să găsească această peșteră ca punct de reper. Ea spune că atunci când ea și-a pus amprenta, a fost momentul când ea a devenit cu adevărat o ființă umană, că reprezintă ceva, pentru că pe acel perete sunt mâinile tuturor persoanelor pe care le-a cunoscut vreodată, iubit, apreciat, etc. Și că mâinile alea pictate reprezintă pentru ea faptul că are importanță în univers și că nu este singură. The end. Cum ți s-a părut, Georgi? E o poveste interesantă, cu destul de multă acțiune. Destul de multă acțiune, nu? Ce părere ai despre conceptul de soartă / destin predestinat, așa cum a fost el prezentat în această poveste, și dacă ești de acord cu ceea ce spune Fred sau cu ceea ce spune Slate legat de destin? Da, îl consider că este ceva predestinat sau că este pur și simplu o chestie aleatoare și că ar trebui pur și simplu să mulțumești universului că ești bine, sănătos și că nu și că supraviețuiești fiecărei provocări, să o numesc așa, sau că ești ca Slate crezând că ce faci tu va rămâne etern în istorie și asta este ceea ce contează. Da, în opinia mea, partea asta cu destinul, probabil că o parte din el, să spunem, este cumva ceva sortit și o parte poate fi și influențat de acțiunile noastre. Adică nu cred că tot ceea ce ni se întâmplă e pur și simplu așa a fost să fie și cred că avem un rol destul de important în ceea ce ne dorim să devenim și în ceea ce facem, în acțiunile noastre. Deci cumva vrei să spui că acțiunile pe care le faci cumva îți definesc și da. Destinul. Da. Cum ți s-a părut această ironie a sorții cu Slate când el se tot mândrea că în viitor lumea o să știe de el și în realitate neandertalianul a fost cel care, despre care se vorbea în prezent? Pentru că știi că înainte să, ceea ce n-am omis să spun este că Slate i-a dat colierul înainte ca el să facă treaba. Deci el s-a dus la mamut cu colierul pe gât și oamenii de știință din prezent l-au văzut cu colierul ăla. De unde să știe că l-a primit așa? Și automat l-au considerat pe acest Lorenzo, liderul Bedrock-ului și cel care a înființat și a făcut tot. Așa că practic i-a luat faima lui Slate și Slate și-a dat cu piciorul cu acțiune cât se poate de banală, știi? Adică cumva... Tot asta e, că până la urmă ești răspunde să te gândești un pic la efectele pe care le exact. Produc acțiunile tale. Exact, și eu zic și la fel. Și să nu te inflamezi foarte tare cu cât de celebru ești. Să nu fii megaloman, pe scurt, că da, de obicei soarta ți-o dă. Să încerci să rămâi cât de cât cu picioarele pe pământ. Ultima întrebare. Ce părere ai despre conceptul de muncă, dar și despre superficialitatea oamenilor în a aprecia arta? Ce părere am despre... Sunt două întrebări diferite. Da, da, da. Ce părere am despre conceptul de muncă? Cred că e un concept care îți dă un rost în viață, nu știu. Nu. Sau muncă, da, în ce sens? Cum a fost prezentat în această carte, cumva, ideea este că neandertalienii au fost, practic... Exploatarea forței de muncă. Da. Sau... Exact. Despre să astea. Încerci să folosești anumiți oameni sau anumite elemente astfel încât să poți obții un rezultat mai bun cu anumite, da, în această carte, anumiți oameni aleși. Exact, cu acești trei neandertalieni este un fel de... Da, acum au fost sclavia cu negrii, nu? Sau da. Multe alte exemple din istorie. Nu neapărat, dar cumva da, această exploatare a forței de muncă și cumva e ca și cum eu sunt, da, patron la o șaormerie. Românii îmi cer mai mulți bani, așa că eu aduc niște asiatici și îi rup în două cu munca și pentru asta îi plătesc, dar nu foarte mult. Da, ce părere să am? Nu ți se pare ok? Sau cel puțin, mai bine zis, a fost prezentat ok în carte ca un fel de lecție despre e important să tratezi angajații cu respect? Nu prea am tratat cu respect din punctul meu de vedere. Păi nu, asta spun, că cumva tu ca cititor ar trebui să tragi aceste învățăminte, că nu e în regulă să exploatezi oamenii. Da, mai devreme sau mai târziu și din păcate în istoria se repetă, oamenii sunt exploatați. Până la urmă cred că fiecare se gândește la un raport de tip win-win. Eu sunt exploatat, dar primesc niște bani cu care îmi pot întreține familia sau cu care mă pot întreține și fără de care n-aș putea să trăiesc așa cum îmi doresc. Și pe de altă parte, angajatorul, cel care are nevoie de cineva care să-i rezolve anumite task-uri. Corect, sunt de acord deci, cu tine. E cumva un cerc vicios. Nu știu dacă
poate în situația în care ai avea tu firma ta, să nu ai nevoie de alți angajați și tu să lucrezi. Tu ești șeful, tu ești angajatul. Atunci ar fi altceva. Și atunci îți aranjezi lucrurile așa cum crezi că e mai bine. Da, asta și ce am mai înțeles eu este că trebuie să te gândești foarte bine la viitorul tău și ce-ți trebuie ție. Pentru că neandertalienii ăștia au spus, bă, nu ne trebuie așa ceva, noi vrem altceva de la viață. Da. Deci nu trebuie să urmărești neapărat regulile societății turmei. Tu trebuie să te cunoști pe tine, să încerci de toate și la final te decizi dacă într-adevăr lucrul ăla e pentru tine sau nu. Și nu trebuie să pui neapărat accentul pe bani. Adică n-ar trebui să alegi un loc de muncă sau ce ar trebui tu să faci pentru tot restul vieții bazat exclusiv pe bani. Important este să faci în viață și ce-ți place. Contează și mediul de lucru, contează mai mult, exact. Nu numai banii. Exact. Mai m-ai întrebat ceva cu arta. A, corect. Exact, cu arta. Dacă despre superficialitatea oamenilor în a aprecia arta, asta e ca o punte către povestea cu Wilma. Aici, zilele noastre e un pic invers, că te duci în muzee de artă contemporană unde vezi că lumea se holbează la un rotocol pe un perete, atât, da, și asta e adevărat. Atât la, nu știu, Centre Pompidou în Paris, cât și la Tate Museum și o grămadă, cred că și în New York sunt, adică tot ce înseamnă artă modernă. Nu mi se pare că mai sunt deloc superficial, cei din contră poate încearcă să intre în niște detalii. Nu ți se pare că ăștia sunt un pic cam prea critici și gen comentăm niște tablouri pe care noi le putem considera simpliste, dar în spate este o poveste mult mai... Păi tocmai că lumea nu eu din ce am văzut ca și participant la, mă rog, ca și vizitator al unor astfel de galerii, din contră, nu mi se pare că lumea e superficială. Tocmai asta spun, sunt oameni care stau jumătate de oră și se uită pe un perete unde, nu știu, expus ceva abstract. Deci această poveste consider că nu s-ar putea întâmpla. Nu cred că se mai petrece în zilele noastre, pentru că avem și artiști contemporani. De exemplu, e un artist Pollock, american, cunoscut, și tablourile lui sunt foarte, foarte scumpe. Uh-huh. El a fost primul cu ideea de a arunca vopsea dintr-o găleată pe o pânză. Mm-hmm. Și e foarte apreciat pentru chestia asta. Deci nu mi se pare că lumea mai e superficială în a aprecia arta. Sau depinde și de nivelul de cultură. Corect. Pentru că persoanele astea nu erau foarte inteligente, dar și-o ardeau ca fiind super. Da, asta este un fel de parvenitism. Sau persoanele care nu au avut acces și face parte, un anumit din păcate, mediu și da. Da, parvenirea din păcate face parte, își lasă destul de mult amprenta în societatea noastră modernă, mai ales în la poporul român. Ok, bun, foarte bine. Așa, ultimă chestie, dacă vrei să răspunzi, dacă nu, ți se pare diferit față, mă rog, presupun că ți se pare diferit acest număr de un episod normal din familia Flintstone. Da, se întâmplă un pic mai multe lucruri. Exact, asta am vrut să spun cu acel... Sunt și mai diferite. Exact. Asta este toată chestia cu acea inițiativă Hanna-Barbera Beyond, de a aduce aceste personaje într-o lumină nouă. Și eu cred că și-au făcut treaba destul de bine. Ok, numărul 2. Fred Flintstone, large man, loud man, meat-eating man. Wilma wants Fred's attention. Fred wants a Brontosaurus burger. Do you mind warmed over cactus stew? Yes, he minds, Wilma. Cook him meat. And thanks to his uncloggable cartoon arteries, you can watch Fred eating meat today at 1 p.m. on the home of carnivorous cartoon stars, Cartoon Network. Se numește Buyer Beware. După titlu poți să-ți dai seama despre ce ar trebui să fie vorba? Nu știu, cumpărătorul fie acolo atent. Tema acestui număr este... temele acestui număr principale sunt consumerismul și religia. Numărul începe cu Bam Bam, este pentru prima oară când îl vedem. În carte nu este prezentat ca un bebeluș, aici este adolescent. El se găsește pe stradă și este întărătat de un copil vecin. Acum, poate unii dintre voi nu știți, dar Bam Bam, spre deosebire de alte personaje din Bedrock, este incredibil de puternic. Nu știm de ce, nu se explică cum, dar este incredibil de puternic fizic. Așa că îl ia pe acest copil într-o mână și îl prezintă părinților, la modul, uite tate ce pot să fac. Barney și cu Betty n-au chef de el și spun să se joace afară cu noului prieten. Imediat după, intră Fred peste ei ca să-i dea piatra ce o datorează. Barney îi spune, mulțam Fred, acum stai cu noi să vedem TV-ul. Fred se sperie de TV și dorește să arunce cu piatra în el, dar Barney îl oprește și explică că ăsta e TV-ul, ne transmite informații și noi îl urmărim.
Acum asistăm, da, Georgi, pentru prima dată la apariția TV-ului în această lume. Da, în epoca de piatră. Exact. Care, repet, nu este o lume reală, dar este în oglindă cu a noastră. Așa. Deci, TV-ul. Se așează frumos la TV și începe primul segment de știri ever cu un domn pe nume Rock Stone, care salută publicul și, evident, Fred îl salută înapoi. Betty începe să râdă de el și spune că acesta nu vorbește cu el, nu îl poate vedea. Rock Stone începe cu o știre fantastică. Unui om i-a fost strivit capul de un bolovan și ne arată asta printr-o poză. După sare complet nepăsător la următoarea știre despre cum oamenii din Bedrock mai nou sunt înnebuniți să cumpere multe lucruri denumite crap sau gunoaie / nimicuri pe românește. Așa că Fred fix asta începe să facă și el, se duce cu familia la primul mall proaspăt inaugurat să-și cumpere acest crap. Și au un TV, un aparat de tuns gazonul, spălător de vase, mâncător de gunoi, aparat de pus muzica, cum îi spune la aparatul pick-up. Pick-up, ok. În afară de TV și alte câteva obiecte, restul sunt animale pe post de produse casnice, exact cum a menționat anterior Georgi. După ce se distrează toți cu noile jucării, urmează mersul la biserică, pentru că biserica face parte din această societate modernă. În fața bisericii, ei sunt binecuvântați de părintele Tom la biserica Sfântul Morp. Mai știi în primul număr când ți-am spus eu să fii atent la boxerul ăla care îi mulțumește zeității lui? Da. Ei, acum o să aflăm mai multe despre acest morp. În fața bisericii este chiar un citat pe care scrie: nu vei ajunge în rai decât dacă lași pe morp să intre în tine. În biserică, părintele Tom ne vorbește despre această pasăre, morp, care iarna zbura spre sud și oamenii o urmăreau pentru că îi ducea spre zone calde și le arăta unde să bea apă și după iar când se strica vremea îi ducea înapoi și astfel oamenii au înțeles că această pasăre este zeul lor, că îi protejează și încep să o divinizeze fără să-și pună prea multe întrebări. Pentru că ce alte dovezi mai vrei? Nu vezi cât de mult te iubește această pasăre. Părintele le mai explică că azi este un moment important, pentru că apariția molului le-a permis lor să cumpere un dispozitiv care îl va face pe morp să vorbească. Acel dispozitiv nu e altceva decât acel pick-up despre care am vorbit. Părintele pune un disc, nu un disc, cum îi spune? Placă, pleci, cred că se numește. O placă, da. Pe pick-up și folosește ciocul lui morp pe post de, știi tu. Da, pe ca să punească pick-up-ul să poată citi. Așa, exact. În loc să-l audă pe morp cum scoate prelegeri importante, se aude în schimb muzică pop, ceva ce ar scoate azi Cardi B sau Nicki Minaj, da? Se cântă ceva despre fund. Toți din biserică sunt complet dezamăgiți și Fred îi spune Wilmei că după faza asta nu-l mai poate lua în serios pe morp. La care Wilma răspunde, da, a fost frumos cât a durat. Întorși acasă, Wilma pleacă cu Pebbles, Pebbles este fetița, da, la mall să cumpere alt crap în timp ce Fred rămâne acasă. Aparatele casnice îl simt pe Fred că nu e foarte fericit cu ele pe lângă, așa că Fred pleacă la adunarea veteranilor unde îi spune lui Barney că nu mai suportă crapurile astea, că nu-l fac fericit, ba mai mult, nici nu-și mai permite, nu are suficienți bani să cumpere, dar cu toate astea pe Wilma o face fericită și nu dorește să o supere. În timp ce relatează asta, un fellow veteran îi propune o idee de business. Asistăm acum și la prima combinație din istorie ca să scoată ceva cașcaval extra. Le propune să vândă pensionarilor vitamine și că se pot folosi de argumentul că sunt veterani de război și că pe ei a ajutat foarte mult. Înapoi la biserică, părintele Tom recunoaște că morp este un zeu fals și că are un nou zeu pentru ei, Peaches, un pui de elefant roz. Oamenii sunt foarte încântați, dar totuși întreabă, ok, și ce vrea Peaches de la noi? La care părintele Tom răspunde puțin confuz, să vă înțelegeți între voi și să vă simțiți bine. Toată lumea e fericită, biserica e fericită, all good. Mai târziu, Fred și Wilma se duc la mall ca Fred să înapoieze tocătorul de gunoaie stricat și Wilma să mai cumpere alt crap. Femeia era efectiv disperată după crap. În timp ce fiecare își vede de treaba lui, Wilma țipă după Fred să-i arate ceva. Fred se duce repede la ea pentru că este un soț minunat. Și Wilma îi arată un raion întreg de elefanți roz care nu sunt altceva decât aspiratoare. Și îi spune, Fred, cred că noi venerăm un aspirator.
La următoarea întrevedere, Fred îl acuză pe preot că i-a mințit și că venerează un aspirator. La care preotul răspunde, ok, și ce era să fac, ce mai contează pe cine venerați? Nu este mai important să vă iubiți și să faceți ce trebuie, ce este normal, să vă purtați civilizat, în loc să vă focusați atenția către cine predică vorbele astea? Mulțimea, evident, este complet nemulțumită că nu au o figură concretă căreia să îi se roage și că se vor întoarce la stilul lor vechi de viață în care dădeau un cap la oameni și trăiau în anarhie, da? Și că nu vor să mai audă de biserică până nu găsesc un zeu adevărat. Mai târziu, în biserică, părintele Tom și cu ucenicul lui stau să se gândească la un nou zeu și refuză să plece până nu găsesc ceva. Se gândesc la dinozauri, la iepuri, tot felul, până când părintele Tom are o idee strălucită. Îi arată ucenicului o bucată de hârtie goală și îi spune, gata, ăsta este zeul nostru. Ucenicul confuz îi spune, nu e nimic acolo, nu văd absolut nimic, exact. Ăsta o să fie zeul nostru, ceva ce nu poate fi văzut sau auzit. Ăsta este un comentariu asupra religiei moderne, da? Pentru că în majoritatea religiei, Dumnezeu, Allah, whatever, nu are o imagine sau formă, există picturi, există scrieri despre cum ar arăta, dar concret nimeni nu știe efectiv cum arată. Și așa acești preoți au realizat că nu pot critica ceva ce nu vezi, auzi, simți. Deci te poți încrede 100% în el. Preoții prezintă noul zeu oamenilor și îl numesc cum crezi că îl numesc. Georgi, ca să nu adormi aici în timp ce mă asculti. Nu știu, un nume amuzant. E, da. Dă-mi un nume amuzant. The Eu Truth. Îl numesc Gerald. Gerald. E ca și cum l-ar numi pe unul Marius. Lumea este extrem de încântată și revin la stilul lor de viață domesticit cu acest zeu Gerald. Gata cu povestea cu religia, pentru acest număr continuăm povestea cu vitaminele, cam tic era acest loose thread. Fred nu are niciun fel de noroc în a vinde vitamine, reușește să vândă un singur flacon unui cuplu de hipioți, dar asta pentru că hipioții credeau că sunt droguri. Barney, în schimb, are o tonă de vânzări, fucking Barney, pentru că îl pune pe Bam Bam să ridice mașini, să arate ce poate să facă aceste vitamine. Vezi tu, Barney este un, deși pare destul de plăpând și nu foarte inteligent, vin aceste idei. E foarte inventiv. Da, se folosește de ce are ca să mintă și să vândă. Prezentat destul de nașpa Barney în cartea asta. Și încă o chestie foarte dubioasă, Barney nu prea apare. Adică, știi că în episoade, în seriale, el era destul de des, adică era Barney și cu Fresh și Barney, dar aici nu prea, el e un pic mai în spate. Mai absent, da. Da. Evident, Barney primește mulți bani și Fred primește o frântură. Fred devine extrem de nervos și frustrat și țipă la vânzători, ce vrei să fac, muncesc toată ziua la cariera aia de piatră, toată noaptea vând vitamine, asta doar ca să-mi permit crapuri. Mai târziu, Fred îi dă vestea Wilmei că nu mai poate să cumpere crapuri și că aia a fost. Wilma, cu o privire calmă și sinceră, îi spune că este ok, că ea nu are nevoie de ele să fie fericită. Lucrurile nu îi aduc fericire, ci ființele umane care o înconjoară. Aceasta continuă să îi spună că dacă tu nu te simți confortabil, returnează tot ce te face nefericit. Fred fix asta face. La magazin, George, ești atentă, da? La magazin tipul îi spune, Fred, băiatule, nu-ți putem da banii înapoi, dar îți poți cumpăra altceva din magazin. Ok, așa că Fred se îndreaptă către un dinozaur mov și zice, uite pe ăsta. Vânzătorul îi spune, nu lua pe ăsta, este stricat, nu este bun de nimic, nu face absolut nimic. Fred, cu un zâmbet pe buze, îi spune vânzătorului, nu face nimic, perfect, îl iau. Și aici, George, ai asistat la originea lui Dino, animalul de companie al familiei Flintstone. Da. The end. Asta a fost numărul. Înțeleg, da, că mi-ai spus că e finalul. Da, cum ți s-a părut? Diferit de primul număr pe care l-ai prezentat. Diferit, nu? Da, fiecare alte teme. Da, pentru că în fiecare număr sunt teme diferite. Și de-aia am și spun asta la început, ca să se știe, sunt cumva, ca și episoadele din 1960, sunt diferite, dar în același timp familiare. Ok. Ce părere ai despre capitalismul extrem prezentat în această carte, despre această obsesie de a cumpăra continuu lucruri care, vezi, Doamne, te vor face fericiți sau îți vor ușura viața? Este o temă de actualitate, în opinia mea. Par mereu lucruri noi, mai dezvoltate, mai complexe. Exact. Consider că este în regulă stilul acesta, această mașinărie capitalistă. Eu știu că la un moment dat, cred că l-ai și ascultat pe unul într-un video în care vorbea despre asta. Da, e vorba de Zaya Fett.
Da, și exact asta, vor povestea un pic despre telefoanele mobile, despre... Da, nu, în opinia mea e bine să poți folosi electrocasnice sau aparate care îți ușurează viața pentru a avea mai mult timp pentru a citi sau a te distra sau a călători. Sau a face acest podcast minunat, follow, subscribe, etc. Dar cred că trebuie să existe o limită, adică să nu ți irosești toți banii pe absolut orice, absolut orice ai în casă, să fie smart și... Exact, și cred că ar trebui să se pună un accent și pe calitatea produsului. Da, și pe durabilitatea lor, că aici e problema. Uite, Fred aici s-a dus înapoi de ceva ce cumpărase de o săptămână și deja se stricase. Da, 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 da. Și ăla nu vrea să-i dea banii înapoi, vrea să cumpere alte produse, știi? Deci, pe de altă parte ai în numărul ăsta și... ideea de suplimente alimentare, tot ceva actual. Asta este o glumă la Herbalife, la chestia aia piramidală, știi? Că nu e numai Herbalife, sunt mai multe companii și... Nu, îți spun că scriitorul, am citit interviuri cu el și la treaba cu vitaminele 100% s-a gândit la Herbalife și cum îi racolează pe unii să vândă Herbalife și el la rândul lor primesc produse și tot așa. Da, 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 dar nu sunt numai cei de la Herbalife, asta am încercat să-ți spun. Da, corect. Am cumpărat și eu produse de la Herbalife, să știi că, mă rog, unele au și efect, dar nu facem reclamă, nu facem nimic, da, nu, e cel mai bine dacă ai probleme și vrei să slăbești, mergi la un poți nutriționist. Poți să-ți întorci scaunul, să știi, că văd că te cam chinui. Ok. Dar mai sunt, adică în domeniul în care lucrăm am văzut documente, gen ordonanțe, date de procurori referitoare la mai multe persoane fizice care de-a lungul timpului au încercat să facă înșelătorii cu alți oameni, vânzând produse care aparent aveau efecte de slăbit, da, fiind pur și simplu apă chioară. Adică de-a lungul timpului, și asta vreau să spun, că trebuie să fii foarte atent când cumperi ceva. Și părerea mea e, da, pe tot ce înseamnă, și dacă intrăm în discuții de genul supliment alimentare, în România, trebuie suplimentele... Trebuie să fii sincer cu ceea ce vinzi. Da, dar... Nu ca Barney, care mințea efectiv. Fucking Barney. La noi în țară, suplimentele alimentare sunt reglementate de Ministerul Agriculturii, deci da, mult succes. Da, exact. Efect, da, ți-am spus, asta mi se pare interesant, și... că această carte cumva expune lucrurile exact, astea într-o manieră... Sunt niște teme de actualitate. Ok. Următoarea întrebare. Ce părere ai despre... on the clock. Ce părere ai despre religie și dacă esența religiei este corect expusă în carte? Hai să zicem dacă ești de acord cu cum a fost expusă religia în această carte. Da, ce înțeleg eu prin religie e o, nu știu, entitate supranaturală deasupra noastră care ar trebui să ne determine pe noi să fim mai uniți, să ne ajutăm, să nu facem rău. Exact asta prelege și părintele, care avea intenții oneste. Da, a încercat cu hârtia, el a încercat în toate felurile, să aducă o pasăre, să aducă un elefant, exact. Dar lumea mereu se... Pentru că așa sunt oamenii. Lumea are nevoie de un simbol, trebuie să se uite către cineva, să pună cu degetul pe ceva, pentru că altfel așa dacă le spune nu merge. Nu, dar oamenii critică foarte mult, adică orice ar fi nu poți să mulțumești pe toată lumea și atunci creând o ființă supranaturală pe care nu poți să o vezi, să o auzi, să o simți, da, strânești cumva o curiozitate, dar nu poți să, nu e ceva determinat, știi? Mie mi s-a părut funny cu pasărea aia, că săraca pasăre pur și simplu își vedea de treaba ei și ăia credeau că vezi Doamne divinitate. Da, au încercat în mai multe feluri să-i determine, să aibă, uite că până la urmă i-au dus de la viața în care ei erau delicvenți, da, într-o viață normală, exact, în care se ajutau, nu-și dădeau în cap. Numărul ăsta ne arată nou cât de importantă este religia, dar nu e importantă, nu o prezintă în ideea în care tu fă niște bine pentru că la finalul călătoriei o să te aștepte raiul și bunătate și bogății și nu știu ce. Aici pur și simplu religia e prezentată la modul tu trebuie să ai ceva spiritual care să te facă pe tine să te porți ca normal, ca într-o societate mai civilizată, da. Exact. Și îți dă ție la final o stare spirituală mai bună, știi? Adică până la urmă, ca și oameni evoluați, ar trebui să ne folosim de tehnologie, să avansăm, să așa, dar în același timp nu trebuie să uităm nici de spiritul nostru, care și ăsta trebuie să fie hrănit într-un fel sau altul, nu trebuie neapărat să fie real, dar tu trebuie să crezi în el, știi? Da. Asta consider că e foarte bine prezentat în acest număr. Super! Ultimul număr, George, după aia te așteaptă quizul, ne mișcăm repede, că am ajuns aproape la final și sunt sigur că oamenii abia așteaptă să vadă cum te descurci la quiz. Dar mai aveți un număr până atunci.
Flintstones, Schmintstones. I want Dino. Dino, Dino. Attaboy, Dino. Fred and Barney sure are in a hurry. It's the Flintstones on Cartoon Network. A Space Oddity. Temele acestui număr? Știința, explorarea spațială și defavorizarea oamenilor cu dizabilități. Good. Povestea începe cu excursie cu școala, la care participă Pebbles și Bam Bam. Unde crezi, Georgi, că merg? Având în vedere titlul acestei povești. Merg undeva să plece în spațiu? Nu. Nu sunt chiar atât de evoluați, ok. Nu. Merg la muzeu de știință aplicat. Merg la un muzeu de știință. Okay. Că ți-am zis că merg într-o excursie. Da. Păi, nu mergeau într-o excursie pe Marte. Tocmai s-au revenit cei de pe din excursia din SpaceX. Așa da. Că de-aia m-am gândit că poate și familia Flintstone. Îmi place de tine că tu mereu crezi că este un răspuns complex, dar de fapt îți spun întrebări relativ simple. Ok, dar asta e amuzant. Acolo li se explică, da, la muzeu, de către un profesor, că Pământul se învârte în jurul Soarelui, dar că totuși există o teorie mai bună, și anume că Pământul stă pe o țestoasă uriașă. Pebbles, intrigată, îl întreabă pe profesor, ok, și țestoasa pe ce stă? Păi evident că țestoasa orbitează în jurul Soarelui. Profesorul îi scoate, asta e o poveste amuzantă, și chiar arată o tablă cum e o țestoasă și Pământul stă pe ea. Profesorul îi scoate afară, unde le arată un experiment grozav, va trimite un cimpanzeu în spațiu. Evident că nu funcționează, pentru că totuși este o perioadă preistorică și nu au știința necesară, și încă nu s-a născut Elon Musk sau Jeff Bezos, da? Așa că cimpanzeul moare în flăcări la aterizare. Înapoi, în casa de Flintstone, Fred și Wilma se uită la TV. Știrile prezintă cum lansarea cimpanzeului a atras atenția extratereștrilor și fix în acest moment extratereștrii au intrat în contact cu locuitorii orașului Bedrock. Ei le explică oamenilor că nu interesează să-i cucerească, sunt doar exploratori, pun planeta pe harta lor cosmică și pleacă mai departe. Cu toate acestea, domnul Slate tot insistă că dacă totuși doresc să sclavagească specia umană, el se oferă pe post de dictator de fațadă, nu are absolut nimic împotrivă. Extratereștrii îl refuză, evident, și pleacă liniștiți și își văd de treaba lor. Mai târziu, la Asociația Veteranilor, Fred, Barney stau pe Cileanu, joacă puțin biliard, bea o bere și vorbesc despre vizita extratereștrilor. Unul dintre ei spune că ar fi bine, cu ocazia asta, să îi repună în lucru ca soldați, ca să aibă orașul grijă din nou de ei. Ne este explicat faptul că după război, ei au fost tratați ca eroi și li s-a promis că o să aibă grijă de ei, dar fix a uitat de ei în secunda 2 și nimeni nu i-a angajat pe motiv de lipsă de experiență. Unul dintre veterani cu tente de suicid, înainte să se sinucidă, a încercat să apeleze la linia telefonică pentru sinucigași. Și deși le-a spus că este o urgență care un moment ăsta de panic oribil, îi se spune să aștepte și îi bagă eterna muzică de așteptare, un hold. Omul distrus își spune în gând, sper măcar să fie o muzică bună. Evident nu a fost și a murit. Trece ceva timp și, ce să vezi, se întorc extratereștrii, dar nu aceiași, copiilor, care au vacanța de vară și vor să-și o ardă pe nebuneală într-un loc unde nu-i deranjează nimeni. Un fel de golani. Ok. Creează prăpăd, sunt pe golăneală, așa cum am spus, vomită de la prea mult alcool, încearcă să violeze femei, etc. Fred, furios, face ce ar face orice cetățean onest, se duce să depună plângere la poliție. La secția de poliție, extratereștrii sunt prezenți acolo, sunt încarcerați, dar aceștia devin și mai agresivi, scot telefoanele și folosesc aplicația Death Ray App și încep să dezintegreze poliția și după și restul locuitorilor. Pebbles și Bam Bam văd pericolul și se exilează la Institutul de Științe Spațiale, îi sună pe părinți, le explică că rămân acolo să se protejeze, ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că în general copiii sunt portretizați ca fiind ăștia haosați care vor să facă chestii, să intre în flăcările acțiunii. Ăștia nu au fost foarte inteligenți, s-au dus undeva departe și au și anunțat părinții că sunt acolo să nu se panicheze. Sunt foarte mișto portretizați. La TV sunt discuții cretinoide, exact ca în ziua de azi. Un cetățean explică că este o nenorocire ce se întâmplă în timp ce altul explică o fi așa. Dar uitați ce bine susțin industria de coșciuge. Da, fiecare își apără interesele. Da. Avem aici și un mic Easter egg în acest panel. Mai ți-aduce aminte ceva din filmul Familia Flintstone Live Action?
Mă rog, ideea e că într-un panel apare papagalul reportofon din film. Okay. Știi că Fred avea pe birou un papagal care îi citea? Da. E, ăla apare, este exact același reportofon l-au desenat și în bandă. Ok. Fred nu mai suportă, se activează și jură că se va răzbuna pe extraterestri. La institut, Bam Bam și Pebbles explică situația profesorului. Bam Bam propune ca profesorul să scoată cele mai periculoase arme pe care le deține și toți trei să înceapă războiul. În capul lui Bam Bam este o întreagă nebunie cu arme super sofisticate, așa și imagina el că va fi. Dar realitatea este că domnul profesor nu are nimic și sunt blocați acolo. Cu toate astea, Pebbles vede un mini-satelit și vine o idee. Sărim acum la Asociația Veteranilor, unde sunt toți distruși, vorbesc cu psihologul și sunt complet traumatizați. Aici facem o legătură cu prima parte a poveștii în care unul dintre veterani era foarte încrezător în lupta contra extraterestrilor și că ar trebui să fie ei pe linia întâi. Psihologul încearcă să-i liniștească și le spune să zică acel cuvânt aiurit care îi liniștește. Poți să ghicești care este cuvântul care îi liniștește pe ei? Peace. Nu, Yabadabadu. Deci este fix vorba lui Fred. Fred dă buzna peste ei și îi îmbărbătează și le spune: haideți fraților, pentru prima oară după mult timp este nevoie de noi, avem un scop în viață, avem o datorie, let's do this. În partea cealaltă, la institut, Pebbles trimite mesaje prin mini-satelitul respectiv. Extraterestrii văd asta, deci de acolo, și încearcă să oprească pe Pebbles, dar Bam Bam le ține piept, fiind și foarte puternic, să nu facă asta. Și brusc, dintr-o dată, de nicăieri, apar veteranii cu armele lor primitive și începe o bătălie epică cu acești middle age men și niște tineri extraterestri. În situația devine incontrolabilă și veteranii încep să moară, fix atunci apare nava extraterestră cu mamele acestor extraterestri care îi opresc din nebuneala lor și din război și le explică că luni începe școala, așa că să se potolească. Ziua este salvată de armata de veterani și de Pebbles, care a gândit-o bine să trimită mesaje în spațiu și să-i pârască pe acești adolescenți extraterestri. Lumea este extrem de fericită, extraterestrii, ca să nu mai repete episodul, îl lasă pe unul de-al lor să trăiască printre ei și să-i protejeze dacă mai apar probleme. Poți să ghicești care este numele acelui extraterestru care a rămas în urmă să-i protejeze și să locuiască printre ei? The Great Gazoo? Exact. The Great Gazoo este cel care vine și specia de extraterestri este a lui. Primarul orașului inaugurează o statuie în onoarea acestui moment de victorie și acum Fred și Barney cred că este vorba despre soldaților căzuți în luptă, dar nu, ei îl celebrează pe cimpanzeul care a murit în flăcări. Toată lumea aplaudă în glorie, mai puțin Fred și Barney. Cum ți s-a părut povestea? S-a terminat, da? Da. Da, aici avem un episod mai dinamic. Da, este mult mai dinamic. Ca și celelalte, presupun că ți s-a părut diferit. Ai văzut că fiecare număr este... Da, alte teme. Da, ceea ce e foarte interesant, știi, nu te plictisești. Consideri că în zilele noastre valorile sunt apreciate corect? Acum mi-aduc aminte de Hagi și de Gică Popescu, care la meciul național au stat în tribune cu toți. În loc să stea și la VIP, au stat în tribuna 2. Da, bine, s-au ocupat, cred că, cei de la Gazprom să... Nu contează, tot mi s-a părut has. Valorile. Eu cred că, nu știu, ne alegem noi valorile pe care vrem să le avem. Eu mă refer la ăștia care au o vârstă, gen, au făcut ceva pentru țara asta și acum sunt bătrâni și nu, statul nu are grijă de ei, nu îi onorează. Da, nu sunt apreciați și... la valoarea lor. Exact. Cam asta vrea să arate și acest număr, că există niște oameni care fac lucruri și sunt și acum pregătiți să facă niște lucruri și cu toate astea societatea tot nu se concentrează pe asupra ei. Se concentrează pe senzațional și pe ce este... Ușor, pe ce poți să faci un rating mare. Exact. Ce părere ai despre zonele sălbatice unde trăiesc oamenii în armonie cu natura, care sunt invadate de turiști care încearcă să facă poze și în general să strice tot acel ecosistem liniștit? Este o întrebare prea grea pentru tine? Nu, dar stau să mă gândesc privire la întrebarea asta. Nu e bine, adică nu știu, poate ar trebui să rămână zone protejate și turiștii să n-aibă acces la ele. Și eu sunt de aceeași părere cu tine, cred că... De foarte multe ori sunt o grămadă de exemple și în Maldive și nu mai știu ce alte și insule. Și în Cinque Terre? Da, și acolo Cinque Terre?
Și acolo oamenii au perturbat puțin locuitorii. Unde? În Cinque Terre. Nu, nu-i corect. Nu, n-ai zis bine. Cinque Terre. Nu, este Cinque Terre. Lasă, nu e Cinque, Cinque Terre. Așa. Dar și în Maldive și multe alte insule am văzut că turiștii fac o grămadă de mizerie, de... Da. Mă rog, ideea e că fiind în capitalism, cel mai mult accent se pune pe bani. Nu mai contează că se distruge natura, că mor oameni, că important e că vezi războaie și lupte pentru putere. De fapt, toată puterea asta poate fi justificată bani. În bani. Da. Cât de puternic ești, ce faci, știi? Da. Și atunci nu-ți mai pasă că ai un singur pământ, o singură suprafață, că momentan nu putem să ne mutăm pe alte planete, să locuim acolo. Mm-hmm. Corect. Nu-ți se pare interesant că noi discutăm toate aceste subiecte luate dintr-o bandă desenată cu familia Flintstone? Adică te-ai fi așteptat vreodată să discutăm despre astea și ca bază să fie familia Flintstone? Nu. Da. Mie mi se pare foarte tare și ca să înțeleagă și ascultătorii, eu vă prezint sau fac această serie de episoade în care o chem pe George să discutăm. În primul rând că e amuzant și în al doilea rând încerc să vă deschid ochii către aceste benzi desenate care, deși într-adevăr sunt mai mult cu supereroi, există și aceste cărți mai, să zic așa, în umbră, care sunt de o calitate foarte bună și te învață efectiv despre viață. Printr-o manieră hazlie, să o numesc așa. Apropo de exemple, mi se pare că prin Fiji, da, ei sunt mai socialiști și din așa câte este. Am înțeles, acolo dacă nici nu te poți duce tu ca turist îmbrăcat foarte pompos, există un primar sau ceva, un fel de conducător de trib, el este cel mai important, da. Și ideea e că oricine din trib sau chiar primarul, dacă câștigă ceva, acel câștig se va împărți la întreaga comunitate, nu e o persoană păstrează ceva numai pentru, adică realizează că fericirea mamă lui ce acțiune socialistă, dar bună. E datorată și de fericirea celor de lângă el. Știi, dar știi că socialismul din sărăcie s-a născut și cumva are logică. Că și Fiji nu e ca și cum au duduie economia. Nu, dar am văzut că sunt și cred că tot acolo se găsesc și afroamericani cu părul blond și ochii albaștri. Cred că e o singură zonă unde, pe planeta asta unde... Ai fost foarte intrigată de asta. Mi se pare... Ți-ar plăcea să stai cu negru, cu păr galben și ochi albaștri? Măi, cred să că te duci la Cinque Terre? Mi-ar plăcea să fac cunoștință cu cineva, să stau de vorbă. Cu cine n-ai vrea să faci tu cunoștință? Ești o persoană foarte deschisă. Revenind, într-adevăr, ai dreptate, sunt foarte bune răspunsurile tale, dar depășim cu mult timpul și trebuie să ți se pregătește quiz-ul. Am înțeles ideea, ai fost foarte ok, sper că și ascultătorii noștri had a good time și vă las să descoperiți singuri următoarele numere citind acest roman grafic care după mine este foarte, foarte bun și vă explică cumva the meaning of life. Aveți mult mai multe teme de explorat, precum căsătoria între homosexuali, campanii politice, război și multe altele. Vă rog să încercați această carte, este excelentă din punctul meu de vedere. V-am zis, este colecționată, totul e în regulă, sunt două cărți, așa că dacă v-a plăcut asta, 100% vă recomand și volumul 2. George, recomand și tu această carte? Sau ți-am trezit și ție interesul de a o încerca, de a citi? Da, pare interesantă. Sunt tot felul de teme de actualitate. Mă bucur. Faptul că eu ți-am trezit interesul îmi dă așa un sentiment de satisfacție. Now, on to the next segment, quizul pentru George. George, ești gata? Ești pregătită pentru cele 10 întrebări? Dacă vei răspunde la aceste 10 întrebări, te așteaptă un premiu fantastic din partea Cinebanda lui Alin Podcast. Are you ready? Da. Perfect. Începem cu prima întrebare. Care este numele de familie a lui Barney? Rubbles. Corect, felicitări. Este adevărat că familia Rubble avea un animal de companie? Dacă da, care? Da, are un animal de companie. Corect, ce animal de companie? A, un cangur. Felicitări, bravo, luați și punctele bonus. Și care era numele lui? Nu mai mi-aduce. Oricum, îți dau punct. Cangurul, ții minte, când era bembe mic, îl purta marsupiu. Exact, felicitări. Bravo, așa este. Cine spune mereu când se întâlnește cu Fred și Barney, hello, dum-dums? Am și variante ajutătoare sau nu? Nu, este ceva ce este o chestie destul The de... The Great Gazoo? Exact.
Da, pentru că chiar spunându-mi de tema pe care ai ales-o, am încercat să mă uit la anumite episoade. Foarte și bine ai făcut, bravo, ți-ai făcut temele. M-am uitat chiar la un episod cu The Great Gazoo și mi-am făcut așa un pic legătură. Exact, The Great Gazoo mereu le spune Hello Dum Dums de fiecare dată când apare. În iterațiile viitoare ale acestei serii a apărut și varianta McDonald's-ului la familia Flintstone. Ai trei variante de răspuns. Cum crezi tu că se numește McDonald's în lumea asta lor? Prima variantă, McBricks, McBronto Burgers sau McStones? McStones. Greșit. Este McBricks. Okay. Dar era destul de grea. McBricks este o glumă de la, știi că McDonald's-ul nu are o mâncare grozavă și e ca și cum mai spune, I shit bricks. Okay. Adică you eat burgers and shit bricks. În cariera de piatră, ce animal operează Fred ca mașinărie de lucru? E un dinozaur? Felicitări! Este un dinozaur, ăsta este mașinăria cu care apare operează. Chiar în, la începutul desenelor, exact, sau la final. Exact. Când bravo, se bravo, el bravo. Și ești on a roll. Pe lângă Dino, familia Flintstone a mai avut și un alt animal de companie. Dacă da, care? Da, a mai avut o pisică sălbatică cu colți din aia preistorică. Felicitări. Bravo, bravo, George, ești on the roll again. Cum se numea, mai știi? Baby Puss, îți spun eu. Este adevărat că Fred și Barney erau colegi de muncă? Da, este adevărat. Nu este adevărat, este fals. Nu erau? Nu. La începutul, în primele 4, 5, 6, 7 episoade, Barney lucrează la cu totul altceva decât Fred. Ei, într-adevăr, merg împreună la muncă, dar nu lucrează în același loc. Păi așa și după cum cele 7 episoade de vicole? Nu, 7 sezoane. 7 sezoane. Da, dar la începutul, păi, rămâne pentru o perioadă, asta vreau să spun, există un singur episod sau mai 2-3 episoade în care, într-adevăr, Barney lucrează acolo pentru că a fost dat afară. Dar este un story arc mai lung și după aia se întoarce înapoi. Dar el... Deci au fost colegi, mare parte nu au fost colegi de muncă? Nu au fost colegi de muncă. Dar au fost și colegi de muncă. Foarte puțin, dar nu se pune. Da, asta era o întrebare capcană. Dacă ai fost atentă, și în această carte, Fred se duce să-l ia pe Barney din altă parte. Cum se numește studioul de animație care a produs familia Flintstone? Hanna-Barbera? Corect, corect. Good, good, good. Și cum se numește Asociația Veteranilor de Război din care făcea parte Fred și Barney? Fii atent, am trei variante pentru tine, deci să nu crezi că e aia care o e așa. The Loyal Order of Water Buffaloes, The Woolly Mammoth Society sau The Royal Order of Sabretooth? Prima variantă. Felicită. Cu Buffaloes. Exact. Și acum întrebarea 10, finală și cea mai grea din punctul meu de vedere, care este meniul preferat al lui Fred când iese la drive-by să mănânce? Ai trei variante. Bronto Burgers and Ribs, Behemoth Burgers and Ribs sau Barbarian Burgers and Ribs. Toate sunt cu ribs. Ideea este să știi care burger este cel corect. Barbarian? Greșit! Primul, Bronto. Bronto Burger. Aia am vrut să spun prima oară, dar mă rog. Ok, îți dau răspunsul. Oricum, George, cred că ai nimerit peste 50% din întrebări. Ai fost foarte... Nu? Da. Ai fost foarte bine pregătită. Bravo! Și acum urmează premiul pe care o să ți-l dau. Imediat ce o gură de apă. Deci am pentru tine așa. Am pentru tine... Această caricatură cu Fred Flintstone desenată de mine, pentru că lumea nu știe, dar mă pricep să desenez caricaturi. Și asta este pentru tine, cred că l-am nimerit destul de bine. Da, 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 e foarte drăgălașă. Și mai am pentru tine cerealele Fruity Pebbles, cerealele oficiale ale familiei Flintstone, să te bucuri de ele, au și marshmallows printre ele, sunt colorate, sunt simpatice și le poți savura cu laptele tău de migdale. Mulțumesc frumos, chiar sunt foarte colorate. Mulțumesc mult. Da, sunt cereale pe bune, Fruity Pebbles, le-am luat de la Cereal, dragi bălțați, nu vreau să fac reclamă, dar de acolo le-am luat. Mulțumesc frumos. Da, și ăsta a fost episodul, mă bucur că ai participat, sper că ți-au plăcut și cadourile mele. Mulțumesc frumos, da? Pentru invitație și pentru cadouri. Da, 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 n-a fost cine știe ce, dar am zis totul să fie ceva, mai ți-am și colorat puțin, eu zic că e drăguț. E foarte drăguț. Ok, și acum intrăm în ultima parte, în care o să vă rog din tot sufletul, ca de obicei,
ce trebuie să facă ascultătorii noștri, Georgiana? Să dea follow și subscribe pe Apple Podcast, pe YouTube, pe corect, ne găsiți Spotify. Exact, da. Și pe site-ul podcastului Anchor FM. Ne găsiți și acolo, mă puteți asculta și acolo. Tot acolo avem și mesaje vocale unde, mă rog, puteți să înregistrați un mesaj, eu l-ascult, pot chiar să vi-l dau în podcast, dar, mă rog, ca să faceți asta trebuie, ca să fac asta trebuie și voi să vă înregistrați. V-am zis că am ceva și pentru voi și că nimeni la final, în afară de mine, nu rămâne cu mâna goală, sau cel puțin așa mi-aș dori. Georgi și-a luat premiul și acum e timpul ca și voi să vă luați un premiu, dacă vreți, și anume eu vă ofer prima carte, primul volum de Flintstones, giveaway în format fizic, da, Georgi? Asta am decis, da. că o să vă ofer această carte. Tot ce trebuie să facă este să... Ce trebuie să facă? Păi, în funcție de pagina, să-ți dea follow? Nu neapărat. Spune tu. Suntem extrem de profesioniști, ne-am gândit mult la acest giveaway. Păi hai să vedem. Ce trebuie voi să faceți? În primul rând, trebuie să... Deci, când o să apară acest episod, trebuie să intrați pe pagina de Facebook Cine Banda lui Alin și la postarea cu episodul să-mi dați un comentariu în care spuneți de ce vă place familia Flintstone. Și la finalul comentariului dați, tagați pe cineva care ar fi și el interesat. Și el la rândul lui face fix același lucru. Același set de reguli îl voi aplica și pentru Instagram. La postul de Instagram cu episodul îmi scrieți în comentarii, iar eu la final o să le bag pe ambele, dacă or să fie, sper, comentarii, și o să aleg un câștigător, iar la finalul lunii octombrie o să-l și anunț. Cred că e ok, nu? E în regulă cu regulile astea? Da. E ok, da? Da. Adică n-am zis o prostie, se poate întâmpla. Da? Deci trebuie să dați la postarea cu acest episod de ce vă place familia Flintstone și aveți șansa să câștigați această carte și cine știe, dacă aveți noroc și sunt eu într-o dispoziție bună, eu pot să vă fac și o caricatură și vă expediez și pasta. Ok, și un ultim anunț pentru ascultători, este vorba despre book club-ul pe care îl organizăm în noiembrie și să-mi spui cartea pe care ai ales să o citim. Ca să vă dau mai multe detalii, ideea este că ne-am gândit, eu și cu Georgi, că ar fi drăguț să organizăm și un book club, să discutăm, în mare parte eu și cu ea o să citim o carte și în același timp, dacă voi vreți, puteți să citiți cu noi această carte, o să las o altă postare cu cartea în care vă pun pe voi, o să vedeți pe Facebook și pe Instagram când o să scriu și voi în secțiunea de comentarii, la fel ca și la familia Flintstone, sper să citiți cartea, noi o să vă lăsăm un timp și puneți niște întrebări, da? Dați în comentariu ce v-a plăcut vouă la acea carte, ce nu v-a plăcut, cum vi se pare, iar noi o să vă citim comentariile și o să răspundem la ele. Asta este regula noastră de book club, sper să meargă. Dacă nu e nimeni interesat, eu și cu Georgi tot o să facem episod despre carte, dar nu o să citim comentariile voastre în ideea în care nu există. Da, care este cartea? Anunțăm și cartea. Cartea este Atlasul Fericirii de Helen Russell. Deci, încă o dată pentru spectatori. Atlasul Fericirii de Helen Russell. Foarte tare. 33 de secrete ale fericirii culese din lumea întreagă. Foarte tare. Cartea a apărut la editura Litera. Chiar dacă sunteți curioși, o găsiți, este și la reducere, are 288 de pagini. Că o caută-i pe Google, se descurcă sumă. A apărut în luna aprilie anului 2020. Mă rog, atunci a fost, cred că, tradusă și publicată. Este foarte frumoasă ediția. Uh-huh. Colorată, eu zic că o să vă placă. Chiar e o carte care s-ar potrivi în biblioteca oricui. Sper că v-a plăcut acest episod, care sper încă o dată că nu a fost prea lung. Georgi, mai ai ceva de spus, că nu e ca și cum ne-am lungit suficient de mult? Ce să spun? Ți-a plăcut episodul în sine? Da, a fost un episod interactiv, mm-hmm, cu teme interesante. Crezi că o să le placă și ascultătorilor? Eu cred că da. Și eu cred asta. Ți-au plăcut și cadouașele mele? Sunt foarte drăguțe. O să facem o poză cu ele să vadă și ascultătorii noștri ce am primit. Ok, sigur că da, de ce nu? Bravo! Dar săptămâna viitoare, când va fi și scos episodul, că așa n-are, este out of context. Da. Perfect. Bine, eu sunt Alin Pleșcan.
Eu sunt Georgiana Vlad. Asta a fost cine banda lui Alin. Ne auzim data viitoare. Avem și episoade de Halloween, Crăciun, v-am mai zis. Stați aproape că e interesant și nu uitați oricând vreți să mergeți la Kaufland, să vă dați cu aspiratorul, să vă spălați pisoiul. Ascultați-ne, puneți-ne în căști, ascultați-ne că eu cred că scot un conținut destul de bun. Am încredere în mine. Bye bye, ne auzim, pa. Pa pa.